Saltare. Anul 2022 nu este la fel peste tot. În unele țări, cum ar fi vecinii noștri, de exemplu, anul 2022 este an electoral. Ceea ce e la fel peste tot însă este o inflație galopantă. E bine, combinația dintre cele două l-a făcut pe Victor Orban, primul ministru al Ungariei, să anunțe că guvernul său va plafona prețurile la unele dintre alimentele de bază. Plafonarea este un eufemism pentru că măsura anunțată de Orban este o intervenție asupra prețurilor la zahăr, la făină, ulei, mușchi de porc, piept de pui și lapte cu 2,8 grăsime, probabil o preferință locală. În fapt, guvernul impune vânzătorilor cu amănuntul pentru aceste produse o revenire sau reducere a prețurilor la nivelul din 15 octombrie 2021. Acest lucru vine în urma unei alte plafonări de preț care trecuse neobservată pentru noi toamna trecută, când s-a stabilit ca prețul unui litru de benzină la pompă să nu fie mai mare de 480 de forinți, respectiv 1,35 euro. Orban are alegeri în aprilie în acest an și cel puțin mass media de la noi le prezintă ca fiind extrem de pe muchie de cuțit. Alex, e asta metoda pomenii electorale universale a viitorului? În loc de o pungă cu zahăr, ulei și făină, doar le dăm prețul înapoi la nivelul de dinainte ca inflația? Cel mai probabil rezultat tot al unor politici guvernamentale proaste să-și facă simțită prezența? Și mai ales, cum e acceptabil ca unor guvernantele să apăsă să se stabilească cu ce preț am eu voie să-ți vând ție un kil de zahăr? Păi, cadou cred că este că nu o să mai găsească lucrurile alea. Sau o să fie diluate. Dar ce vreau eu să subliniez în discuția asta este că lucrurile nu se mai numesc ce sunt ele. Trăim așa, într-un fel de turnul Babel. De exemplu, uite, prețurile. Prețurile sunt ca orice relație între oameni. Observi cum se înțeleg, nu poți să le impui cum să se înțeleagă. De exemplu, într-un cuplu, nu poate să vină stăpânirea să zică să faceți cutare. Da? Dacă vrem să avem lucruri frumoase, trebuie să îl lași oamenii liberi. Pe scurt, mai pe lung, poți să impui orice, dar apoi să nu ne mirăm că suntem săraci și bolnavi. Ce face Orban? Păi umblă la prețuri. Ce sunt prețurile? Ca să avem proprietatea termenilor. Păi prețurile sunt o informație despre cât cer unii și cât dau alții. Și de ce zic că suntem în turnul lui Babel? Păi avem o dublă, o triplă măsură în cuvinte. De exemplu, auzi proteste violente. Păi protestele nu sunt violente, ci sunt o mișcare de respingere. Da? S-ar putea ca violența să fi fost înainte, să trebuiască să te aperi. Sondajele arată. Sondajele nu prea arată, ci de multe ori distorsionează, simplifică ceva, o ofertă de informație în cazul ăsta. Sunt foarte mulți care nu se regăsesc în sondaje. Și până la urmă asta îți face orice guvern când se amestecă în economie. Prețurile în cazul ăsta nu vor fi scăzute, ci sunt forțate, sunt mințite, sunt subvenționate de undeva, dacă reușești să mai găsești lucrurile alea pe piață. Da, deocamdată în știre, te întrerup un pic, în știre nu spune că nu a spus Orban dacă va fi vorba de o subvenție sau pur și simplu vor fi obligați jurnaliștii respectivi să... vânzătorii să vândă cu prețul. Păstrează loc de manevră politică, probabil. Ne mai înțelegem după aia. Vedem cât vă dăm. Să treacă alegerile. Da, vă mai dăm noi, mai cotizați și voi și lăsați că ne înțelegem. Prețurile astea subvenționate, să zicem că sunt subvenționate, păi sunt frumoase, nu e ceva drăguț. Subvențiile de obicei vin din valoare din societate, tâlhărită de la toți, dată celor vulnerabili, care o dau imediat în facturi, de obicei, cu metrilor statului, dacă nu e piață liberă. Cuvintele pe care le folosim sunt contracte când înțelegem același lucru. Înțelegerile sunt interligare, sunt legi între oameni.
Da, în zilele noastre una vorbim, alta ne înțelegem. Vorbim împreună și ne înțelegem separat. De exemplu, astăzi, dacă zici preț, înseamnă cerere și ofertă. Deci, o piață liberă între oameni. Zici drepturi, înseamnă că ai voie și nu că trebuie să-ți dea cineva. Zici abuz, înseamnă agresiune, deci încălcarea consimțământului. Sunt niște lucruri simple. Zici apărare, înseamnă păstrarea stării proprietății individuale. Deci, respingerea unor agresiuni, pe cât posibil dovedite. Da? Să fie dovedite că altfel nu ne înțelegem. Care va să zică? Dacă vrem lucruri frumoase, pace, prosperitate, aceleași valori între oameni, conlucrare, trebuie să vorbim aceleași cuvinte, aceleași înțelesuri, nu impuse de o stăpânire, fie un votat cu majoritate, fie un stat, fie o mafie, fie o corporație sau o organizație ocultă de vreun fel, că să găsesc tot felul de variante pe lume. Da? Ca să nu fie turnul Babel. Și asta e. Costel, auzim mai mereu, din păcate, tema asta cu intervenția guvernului și asta iarăși nu e exact ce înseamnă cuvântul în sine. În a controla prețurile, iarăși nu e ce înseamnă cuvântul în sine. Fiindcă fie că e vorba la curent, cum e la noi acum discuția, sau fie că e vorba la benzină, fie că uite acum e vorba la zahăr, la făină, la ulei, ba chiar l-am auzit pe Ciolacu astăzi că pe surse poate și el ar vrea să facă ce face Orban cumva în Ungaria. Pentru omul care se bucură acum totuși că mănâncă ieftin, fără să-i pese că prețul nu mai e preț și așa mai departe, de ce ar trebui lui totuși să îi pese că prețurile din piață sunt acum distorsionate direct prin intervenția statului? Păi nu mai mănâncă. În afară, nu, acum mănâncă ieftin. Acum are. Acum, în Păi, clipa asta. discuția asta are două mize. Și Alexandru le-a menționat deja. O miză ar fi una etică, să zicem, una de drepturi, care spune că e nedrept să stabilești tu stat prețurile lui Lidl. Dacă aderăm la piața liberă, înseamnă că Lidl cere acele prețuri, nu le stabilesc alții. Prețul e o rată de schimb, se stabilește prin cerere și ofertă, nu e o chestie administrată, dictată de stat. Deci, o primă chestie ar fi: controlul prețurilor este nedrept pentru că încalcă dreptul la libertate al producătorului. Dacă ar avea, vrea să vândă pâinea cu 1 milion de euro, trebuie lăsa să vândă pâinea cu 1 milion de euro. Da, Apoi nu este poate. din. Păi, ideea e că nu poate. Da, să ceară. Da. Poți să ceri, dar nu-ți dă nimeni. Dacă liderul cere 1 milion de euro pentru o pâine, normal, lumea merge la alții. Și ar cumpăra de acolo cu 1 leu. Discuția economică e principalul inconvenient al controlului prețurilor. Când ai un preț sub prețul pieței, să zicem, o pâine costă 1 leu și statul o pune forțat la 0,5, la 50 de bani. Deci principalul inconvenient este penuria produsului, penuria bunului, a serviciului subevaluat în mod forțat. Asta se explică prin două forțe. Deci dacă o pâine e 1 leu și statul fixează la 50 de bani, se întâmplă două lucruri. Pe de o parte crește cererea, apar niște cumpărători numiți cumpărători marginali, adică cumpărători care nu-și permiteau vechiul preț sau nu cumpărau la fel de mult la vechiul preț. Deci crește cererea, pe de o parte. Cealaltă forță este o reducere a ofertei. Dacă un producător are costuri de producție de 0,6, să zicem, normal, pentru el devine neprofitabil și iese de pe piață. Deci, pe de o parte crește cererea, pe de altă parte scade oferta. Nu mai avem situația de echilibru dinainte și rezultă o criză a produsului. Adică oamenii au bani, vor să cumpere, dar nu găsesc produse pe piață. Acest dezechilibru, un simptom al acestui dezechilibru e coada. Vezi cozi. Deci, întotdeauna când plafonezi prețul, apar cozi. Bernie Sanders zicea la un moment dat: o coadă e un lucru bun pentru că arată că acolo sunt alimente. Ok, dar nu, o coadă arată un deficit. Dacă ar fi să comparăm situația unei cozi cu
situația în care nu există deloc produsul, da, e mai bună o coadă, pentru că există ceva produs acolo. Altfel n-ar sta lumea la coadă. Însă dacă sau dacă e să ne amintim de pe vremea comunismului, există măcar speranța că odată, la un moment dat, în viitor, da, s-ar putea să fie alimentată. Sau se reduce coada, să zicem. Deci nu mai ai coadă de kilometru, avar produse mai multe și ai coadă de 20 de oameni, să zicem. Se îmbunătățește calitatea cozii. Deci o coadă e un lucru normal. Bine, e un boi, clar. O coadă e un lucru mai bun decât o situație fără, cu zero produse, să zicem. Dar e o situație mai proastă decât cea de pe piață liberă, în care ai echilibru, în care fiecare producător găsește un client și fiecare client găsește un producător la un anumit preț. Aici este prețul de echilibru. Deci ideea e că e un rău. Și na, discuția e relevantă și pentru energie. Deci dacă tu pui prețul sub nivelul pieței, produsul dispare de pe piață. Da, ia să vă întreb eu ceva. Extracurricular așa. Există conceptul ăla de elasticitatea prețului și asta se leagă de inerție. Vezi, doamne, ai lucruri esențiale care trebuie cumpărate neapărat, pâine, în fine, și nu apucă producătorii să apară așa mulți și ai o gașcă care poate să crească prețul. Și ăsta este mecanismul prin care vor mulți să, la care se referă când vor să plafoneze prețuri. Că vezi, doamne, ok, piața, dar ce facem noi astăzi? Ai o inerție pe termen scurt, dar îți dai seama că nu stai pe termen lung. Dacă tu ești producător și vinzi sub costurile de producție, nu. Deci eu n-am zis că în primele 5 minute imediat a apărut coada. Ai o inerție în care, să zicem, ai elasticitatea aia, nu se modifică. Încă mai stă lumea, ăla nu iese imediat de pe piață. Însă tendința asta este. Economia studiază niște tendințe, asta se întâmplă. Crește cererea, scade oferta și rezultă o criză a produsului. Oricum, mie mi se pare că rezolvarea este tocmai o piață cât mai liberă, ca să poată să intre imediat. Da, da, da. Și liberă și de reglementări din alea. Păi nu, că pâinea trebuie să fie cu moț. Păi nu, lasă să vândă oamenii și fără moț și o vezi tu dacă se cumpără sau nu. Ce am zis și mai devreme, da, dacă da, observi relațiile, se cumpără, poți să o verifici. Mă, asta fără moț are lucruri nasoale în ea, se întâmplă aici o înșelătorie, vreo amenințare, vreo problemă? Nu. Atunci lăsați-i în pace. Păi, ăsta e un exemplu pe care îl dau frecvent. Dacă luăm reglementările, să luăm un domeniu puternic reglementat, sănătatea. Dacă luăm reglementările de acolo și le transferăm la pâine, să zicem, o să vezi același efect. Adică o să vezi așa cum... Pâine acolo... cu rosocomiale. Nu, și asta că dispar... Bine, și asta se îndrăuie. Clar și asta, da. Calitatea, dar și dispariția, așa cum nu găsești cu tare medicament pentru că e subevaluat și nu-l mai vândă ea, la fel și la pâine. Deci o să vezi că apar cozi, că... Deci reglementările au același efect ca și la controlul prețului, care și el e o reglementare. Ai avea pâine Pfizer? Da, care eventual ar fi cumpărată direct de către stat, nu? Nu s-ar mai, nu te mai chinui tu cu chestia asta și ar fi livrată la tine acasă în fiecare zi, nu? De un, eventual de o dronă Alexa, pe care tot la fel ai plătit-o. N-ai plătit-o, nu, ai fi taxat pentru ea. Plătit-o tot din, exact, din banii de stat. Da, da, da. Dacă românii nu s-au prins, adică 200 nu știu, de lei. Nu contează cât ar mai costa, adică ce ar mai fi și banii în momentul ăla. Dacă ungurii, nu știu dacă au avut parte de comunismul pe care l-am prins noi în România, noi am experimentat sau măcar am ajuns foarte aproape de experimentul ăsta în care nu mai avem nevoie de prețuri, în sensul că absolut totul ar fi trebuit să fie produs de stat, inclusiv mâncarea. Și cartele. Dacă cineva ține minte, nu, lasă cartelele, țin de raționalizare, eu vorbesc de partea finală a proiectului și anume circurile foamei, care se numeau ale foamei pentru că, bine, denumirea lor cred că ar fi fost ceva de genul cantină centrală sectorială sau ceva de genul, asta era denumirea oficială, da?
Dar publicul, care înțelegea realitatea ceva mai bine, le-a spus circuri, că erau rotunde, ale foamei, că asta erau ce urmau să reprezinte. Când te joci cu prețul în sine, cu componente care și nu-l lași să fie determinat liber, așa cum cere în teoria economică, deci să nu fie prețul care se găsește la echilibru dintre cerere și ofertă, și îl împinge automat tu în jos. Tu poți să-ți imaginezi Victor Orban fiind că, uite, producătorii au să facă economie de scală, au să producă mai mult, pentru că dacă produci cumva mai mult, poți să ajungi la același profit, pentru că economia de scară te ajută cumva. Da, numai că informația, exact, problema este că inerția în sine este pe partea cererii, nu pe partea ofertei, adică și mai ales la bunurile de consum. Ceea ce înseamnă că, așa cum a spus și Costel, multă lume o să intre pe piață pentru aceste bunuri dintr-o dată, pentru că prețul lor este mai jos decât ar trebui să fie, da? Deci vei avea o cerere mai mare, iar semnalul la producător va ajunge direct, imediat, în sensul la prima închidere de lună. Eu o să spună, băi, ne-au scăzut profiturile foarte mult. Poate ar trebui să facem altceva cu banii ăștia. Nu neapărat să rulăm o industrie de panificație sau de rafinare a zahărului sau așa mai departe. Pentru că, de fapt, ce nu se înțelege și neapărat și în contextul ăsta al inflației este că inflația nu e creată de producătorii lacom, că cresc ei prețurile artificial și se înțeleg între ei cu toți unul cu celălalt. Nu. Inflația este în general creată de o ofertă prea mare de bani în raport cu serviciile care se găsesc pe piață. Trebuie plafonată și inflația. Da, și culmea, aia ar putea fi plafonată, ținând cont că tiparința de bani zace în buzunarul ministerului. Lumea în sine, cu banii ăștia, aleargă către afacerile cele mai profitabile. În sensul că tu ești interesat, da, să îți pui banii să facă ceva ca să se mulțească. Da? În sens, și cum se mulțesc? Aducând un plus de valoare unui client final. Ok. În clipa în care prețul pentru produsul tău este pus undeva artificial, da? Și viteza asta de mulțire a profitului, a banului pe care tu vrei să-l faci ca investitor, este și adusă în jos. Și de asta se ajunge într-un final la foamete, pentru că cererea urcă, oferta se restrânge și bani nu-s. Pentru că mecanismul care ar putea să corecteze chestia asta, și anume să stimuleze creșterea ofertei prin intrarea altor oameni pe piață, e ținut artificial jos. Chestia asta s-a întâmplat și în trecut, urmează să se întâmple și în viitor de fiecare dată cât este încercată. Nu e o fabulație, nu e un experiment, sunt doar legile economiei, puse în practică, care nu pot fi încălcate oricât bună voință am avea. Dacă v-a părut ceva interesant din ce ați auzit, dați un like la video. Dacă credeți că altcineva ar avea ceva de câștigat de pe urma ideilor expuse aici, dați un share și un subscribe la canal, ne-ar ajuta ca să ne auziți pe viitor. Și esențial, dacă aveți ceva de spus, de corectat, de comentat, lăsați-ne un comentariu jos. Pentru Costel Savarache, Alexandru Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Mare.